În 2011, un băiat care era student în anul întâi la universitate, în China, din familie săracă se întoarce acasă cu un iPhone 4, deci telefon ăsta mobil grozav, și cu o tabletă. Și mama lui se uită la el și întreabă, dar de unde ai avut bani să le cumperi? Și copilul spune, mi-am vândut un rinic. Poftim? Mi-am vândut un rinic. Și am primit pe rinicul acela 3.000 de dolari. Și mi-am cumpărat telefonul și tableta. Mama s-a îngrozit. Cum ai putut să faci așa ceva? Ce-a fost în capul tău? Copilul a spus, mi le-am dorit la scurtă vreme a făcut o infecție la celălalt rinichi. A ajuns internat în spital în stare destul de gravă și acolo medicii au aflat ce s-a întâmplat și s-a pornit o anchetă. Și au descoperit în cadrul anchetei că în clasa în care era copilul acesta, un coleg de alui lui și-a făcut rost de un iPhone 4. Și dintr-o dată a devenit vedeta clasei. Toți cei din clasă se duceau la, de la el în pauză să vadă iPhone-ul și ce aplicații are și era de acum vedeta clasei. Și a spus în sinea lui, și eu vreau. Așa că a început să navigheze pe internet să vadă cum ar putea să-și procure și el. Și a dat peste un grup infracțional care i-au spus că dacă își vinde un rinic, primește 20.000 de dolari și își cumpără ce vrea el. Și copilul s-a dus undeva într-o zonă în care se fac asemenea prelevări de organe neoficial, piața neagră de organe, i-au scos rinichiu și i-au dat 3.000 de dolari. S-a făcut anchetă și au descoperit pe infractori medici și traficanți de organe care au luat pe piața neagră a organelor 35.000 de dolari pentru rinicul băiatului. În urma bolii, băiatul a rămas dependent de dializă pentru restul vieții. Și când l-au întrebat jurnaliștii, cum ai putut să faci așa ceva? A spus, atunci am crezut că mă descurc și cu un rinic. Că mi-a de ajuns. Pot renunța la unul. Ce ai zice să-ți vină copilul acasă cu așa ceva? Dar e mult mai grav. Noi suntem gata să renunțăm la cer.